Comandorul Rusu, comandantul Unității Speciale de Aviație Caransebeș și împreună cu colegii jandarmi de la Inspectoratul Județean Bihor am executat un exercițiu în platou Padiș în care am îndeplinit mai multe obiective. În primul rând, în primul exercițiu în care a fost implicată aviația, am început cu aclimatizarea militarilor. Al doilea obiectiv al nostru a fost antrenamentul cu coborârea în rapel, inserarea de trupe speciale în zone de mai greu accesibile. Din partea Inspectoratului General de Aviație am participat cu două elicoptere. Un elicopter are 316B din dotarea Unității Speciale de Aviație Caransebeș și un elicopter SMURD. Exercițiul a decurs normal, fără evenimente. Obiectivele au fost îndeplinite în totalitate. În aceste trei zile de exerciții am încercat să familiarizăm structura montană din cadrul IJJ Bihor cu lucrul cu aeronavele speciale ale IGAV-ului. În aceste exerciții am inclus acomodarea cu aeronava, comunicarea cu pilotul, îmbarcare, debarcare și efectuarea de trolier pentru acțiunile de salvare a turiștilor din zonele montane. În calitate de instructor la Centrul Montan Sinai, am sprijinit trupa de acțiuni speciale aici la Bihor, realizând amarajele pentru tot ce înseamnă rapel de intervenție și transportul militarilor foarte rapid de la un loc la altul. În numele Inspectoratului de Jandarmi de Țea Bihor vrem să mulțumim tuturor partenerilor care au fost alături de noi la acest exercițiu de pregătire. În primul rând vrem să mulțumim Inspectoratul General al Aviației pentru sprijinul acordat cu cele două elicoptere care timp de 3 zile ne-au sprijinit pentru a executa aceste exerciții. Și nu în ultimul rând vrem să mulțumim administrației Parcului Natural la Buseni, care timp de 3 zile ne-a fost gazdă și ne-au asigurat toate condițiile astfel încât acest exercițiu să se desfășoare fără gusuri.